ce este intoxicația alimentară? Intoxicațiile alimentare reprezintă așa o bolnăvire acută cauzată de necontagiat, cauzată de alimente infectate cu microorganisme sau cu alte substanțe toxice. Apropo de alimente, cum sunt contaminate acestea? Zic că modul de contaminare a alimentelor este divers. Adică poate fi direct și indirect. Vreau că chestia bolilor de rece cu cât se intoxicați alimentari, de ce sunt așa de frecvente? Deoarece modul lor este în orice loc. V-ați răspândit. În transport, acasă, la petreci, la odihnă, oriunde în zona de recre, oriunde n-am fi, poate avea o contaminare a alimentelor care le avem cu noi. Asta este direct sau indirect? Asta este direct. Dar indirect cum se Indirect, vreau zic că în contact deja cu careva din obiecte folosite de om care este deja bolnav. Care se numește calea, se numește fecal-oral. Și într-un loc și în altul. Care alimente sunt cel mai frecvent contaminate și de ce? Vreau zic că sunt cel mai des contaminate toate alimentele, dar sunt mai, hai să spun, supuse riscului parisabile, adică dulciurile cu cremă, laptele, iaurturile, tot spectrul de ce este constă din lapte, carne și produsele deja finisate. De ce anume aceste produse sunt adesea supuse riscului? Ele sunt însăși ca un loc foarte agreabil pentru microorganism de a se dezvolta și de a se mulți. Care sunt simptomele unei intoxicații alimentare? Intoxicații alimentare au caracteristici simptomelor, adică au un debut exploziv. Cazuri multiple care apar simultan. Deoarece dacă un aliment este consumat de obicei în comunitate, atunci își are efect, adică în mai multe, la mai mulți consumatori. Au evoluție de scurtă durată cu simptomatologie comună. Teritoriul de distribuție și de întrebuințare a alimentului se suprapun. Adică, el a fost produs într-un loc și poate fi și chiar în raionul vecin, că unde mers s-a realizat marfa deja contaminată. Nu se atestă noi cazuri dacă a fost scos alimentul respectiv, a fost scos din circuit, cazuri noi nu sunt. Dar simptomele care sunt? Simptomele, sunt o febră de 40 de grade, dureri în abdomen, grețuri, vomă, un scaun des de până la 30 de ori și vreau să zic că durea sunt la diferite astea, de durata clinicii poate fi rapidă, medie și prelungită. La prelungită acolo de-a se combină mai multe. De fapt, diaree, vomă, durerile abdominale sunt niște simptome comune mai multor boli, da? Așa. Cum putea să ne dăm seama că, de fapt, este vorba de o intoxicație alimentară? Deoarece, la timpul, în conformitate cu perioada de incubație care este la fiecare organism, este de la 30 de minute și până la 7 zile. Dacă în timpul ăsta, în timp de 30 de minute, deja au apărut simptome, deodată îți dai seama, prima întâi, ce ai consumat? Sau ce ai băut. Drept că poate simptom de să fie și după abuzurile de alcool. Dar asta doar să știi că abuzul cam clinică are și aceeași, dar la concret cu după consum de alimente care a fost ultima dată. Care persoane au risc crescut de a dezvolta intoxicație alimentară și de ce? Că intoxicații alimentare sunt supuse toate persoane, dar așa un contingent mai, hai să spunem, în avamposturi și sunt copiii, sunt femeile gravide, sunt oameni de vârstă înaintată, sunt oameni slăbiți de o boală mai prelungită, cu imunitatea slăbită. Care sunt factorii responsabili de creștere riscului de a dezvolta toxii infecțiile? Hai să spunem că este așa o fradă. Bolile de rece acute ca și toxii infecțiile sunt boli social determinate. Vreau să zic că nivelul lor este un indicator a dezvoltării socio-economice a situației. Vreau să zic că cauzele intoxicațiilor
sunt mai multe. Hai, ele sunt și, ca să le spun, nerespectarea cerințelor igienei la transportare, recepție, depozitare, realizarea produselor alimentare, adică asta pentru colectivitățile organizate. În condiții de casă, vreau să zic că cumpărarea, transportarea până acasă, păstrarea acasă. În condiții nesalubre și nerespective. A doua, respectarea procesului tehnologic la prepararea bucatelor. Asta iarăși este pe partea la instituțiile organizate și este și acasă. Adică unde, cum s-a preparat alimentul dat. Zic, nerespectarea cerințelor față de prelucrarea veselii. Un factor tare mare printre altele. Lucrul, hai să spunem, în secțiile care la întreprinderile organizate au nimerit colaboratorii sunt deja infectați cu maladii purulente. Dar asta poate fi și acasă. El e tăiat la deși, el coază de el tot. Face salată cu maioneză, face cu smântână. Nu și-o dat seama. De acolo au pătruns, din ranul lui a ieșit stafilococ și toxinile stafilococ le-au dat o infecție, mai ales mai fac factor și în ziua de azi, încă dacă nu se face cu unt, veritabil, mai cum tăti sunt semiproduse și făcute cu lapte praf, condiții, vreau să zic, foarte bune pentru dezvoltarea stafilococului care dau toxine. Nerespectare, dar principalul la tăti este un light motiv, este nerespectarea igienii personale. Zic că nu în zadar este, în Moldova știu precis că noi o efectuăm, vreau să zic, ziua spălării mâinilor. Elementar s-ar părea că e poate curșând, dar așa este. Vreau să zic, tot să fie învățat lumea cum să speli, dar e principalul să fie atenționată. Că la oriunde ar merge să nu fie lene, să fie să speli cât de cât mâinile. Asta e la 70% de, vreau să întrerupim lanțul, să nimerească microorganismul în organismul uman, ca să provoace boală. Vreau să zic, evitare de către, hai să zicem, asalariați, mai spune, noi căutăm momentul la asalariați să aibă examene medicale. Așa. El îi dorit că fiecare om să aibă, ca să știe, este purtător de un agent patogen, nu-i purtător. Hey, dar asta, hai să zicem, ca la noi. Dar la aici ne sperăm că să aibă control medical, examen medical, mai bine zis. Vreau zic, hai să spunem că la noi, în rândurile poporul nostru, este o cultură sanitară foarte joasă. Așa să o spun direct, o spun prompt, că așa e. Zic, ca exemplu, fiind la un cercetare în caz de hepatită virală A, zic că un membru a familiei deja a fost spitalizat. Ăștia, trei copii rești care erau acasă, și părinții sunt contactați. Au fost de către colaboratori Centrului de Sănătate Publică pentru întâlnați copii, părinții, ca la fiecare copil să dea un lingur de o parte, strajnic de o parte. Și zic să le speli special, adică, hai că nu ar fi avut cloruri de var, să-l înșerbânt în apă șerbinte. Zic că peste două zile, când a doilea control fost, zic, dar puneți-l atunci. Zic că tot asta, perioadă, nu s-a respectat. Folosirea veselii ce conțin metale grele, asta la noi nu prea este, ca să zicem, dar ca tare tot un factor de intoxicație, că de asta deja este nemicrobian, că vreau să zic că spunem că intoxicații alimentare sunt microbiene de factor și etiologie necunoscută și sunt nemicrobiene. Vreau să zic că nemicrobiene sunt ciuperci, plante otrăvitoare, cartofi verzi, sub substanțe chimice ca pesticide și metale grele. Iacă vreau zic că la momentul care am spus că cu vesela respectivă. Vreau zic că să mă întorc la microbiene, sunt toxinfecții care erau menționate, toxinfecții, adică provocate de către însuși microbii patogeni, de către, hai să zicem, corpurile lor, însuși, activitatea lor, ca Escherichia coli, Proteus, bacterii diferite, sunt toxicoze, sunt bacteriene și sunt mitotoxicoze. Mitotoxicoze, adică provocate de șperci, care nu știți, mănânci stăt șperci și provoacă clinica respectivă. Dar bacteriene sunt provocate de toxine produselor, trăirii microbilor, ca, cum am spus, stafilococ și clostridium botulinum. Apropo, clostridia botulinum în conservatori, și este un foarte și sever patogen. Zic că nu la timp tratarea duce la caz letal 100%.
În cazul în care apar aceste simptome despre care vorbeam un pic mai înainte, ce ar trebui să facem? La cine ne adresăm? La care medic trebuie să mergem? Să zic că chestia e că deja dacă a apărut, mai ales la intoxicație alimentară, asta cu asosis, este brusc apar temperatura, asta prima scară este apelul la medicina legală, nu, la medicina care medicină. Zic că nu de acasă cunoști, fii chemat salvarea, ori dacă este medic prin apropiere, medicul de familie, care va ști ce să-i facă, care deja are experiența dată și poate să-i vrează, acolo sunt un șir de măsuri care lui se fac în condiții de spital, de staționar. Deci în cazul în care ne îmbolnăvim de o intoxicație alimentară, nici în caz nu trebuie să... Tratamentul individual nu. Așa. Dar cu sare, cu nu știu cu alcool. Primul ajutor, în ce constă? Da, primul ajutor... Dacă există. Dacă se pus o fracă de căstatel și așa, el este deja infectat. Adică noi, cu măsurile noastre, tot nu putem să-i facem nici să ne ajutăm. Adică urgent am chemat medicina, care l-a evacuat și mai departe e treaba lor. Ce investigații se fac în așa? În laborator vreau să că se studiază masele vomitante, vreau să că masele fecale, vreau să că ce s-a consumat, dacă este posibil să colectează mostre de aliment care au fost consumat de către asta, una din principale, că aflăm. În rest, sunt reacțiile biochimice deja pe parcurs, în staționar, se efectuează. În care cazuri este nevoie de o consultă imediată a medicilor și în care cazuri se permite un tratament ambulatoriu? Vreau să zic că consultul medicului e 100%, vreau să zic deja nimerind în condiții de staționar și dacă s-au făcut primele măsuri, vreau să zic că după gravitatea pacientului, medicul poate să spună că poate fi tratat și acasă, adică ambulator, dar asta la cazurile ușoare. Cazurile mijlocii și grele urmează numai decât tratamentul de staționar. În cazul în care bolnavul nu se adresează la timpul la medic și urmează tratamentul cuvenit, care sunt consecințele? Consecințele sunt poate și stare letală, adică morbid, am murit. Zic că chestia și poate duce la o dehidratare imensă a organismului și în rezultatul ăsta, zic că o survine decesul. Iată asta și cauza principală care se impune de a fi cât mai timp restrâns evacuat în staționar. Ca deoarece să-i se reghidreze diferite soluții ca să-i curiți organismul? Să-i suplinească deja lichidul care e dus din organism. În ce constă tratamentul pacienților cu așa diagnostic? Asta deja depinde de clinic, depinde de protocoale care le au medicii în staționar. Este diferit, dar de diferite soluții, asta clinicistul poate să explice mai de lung. De regulă, cât timp stă un bolnav cu așa diagnostic în spital? Vreau să zic că, iar mă întorc, depinde de sursă și depinde de gravitate. Poate să stea de la 20 și poate să stea și o săptămână. În care perioada anului cel mai des apar intoxicațiile alimentare și de ce? Intoxicațiile alimentare, preponderent răspândirea lor este în special în perioada caldă. Deoarece în perioada caldă și se încalcă toate regulamentele care le-am expus mai înainte. Adică nu se păstrează, nu se spală, nu se izolează și tot așa. Adică care dă posibilitate de deja infectare a materialului prim, adică a alimentului care urmează a fi consumat sau a produsului deja finisat făcut, dar care se păstrează tot așa fără condiții respective. Și în trânsul deja nimeresc, cum am spus, că doar flora microbiană circulă și o nimeriți. În Raiul Șolănești, ce tipuri de intoxicații alimentare au fost întâlnite în ultimul timp? Zic că în Raiul Șolănești, intoxicații alimentare de obicei sunt cu alimente, hai să zicem, care au fost determinate intoxicații și sunt care nu s-au determinat. Hai să spunem așa, din 33 de intoxicații care vă spun la momentul actual, în 2016 în Raiul Șolănești, zic că 24 s-a determinat factorul. Nu s-a determinat.
spre deosebire că de 32 de cazuri care au fost anul 2016, în care în 4 cazuri au fost terminate, dar 28 nedeterminate, eu accentuez. Anul ăsta totuși s-au mai specializat, brăzică, și au determinat că în 24 9 au rămas neclarificate. Vreau să mă atrag atenția că, cum am mai spus mai înainte, că sunt supuși în special oamenii de vârsta a treia, gravid, că, păi atunci, dacă din 2632 de oameni care au fost infectați cu alimente alterate, din 32, 23 au fost copii. Păi din 33 în 2006, 24 sunt copii. Adică vreau să zic, copiii sunt foarte expuși și în momentul că vârsta le iesc și costă tot ce văd, nefiind instruiți, nefiind educați, costă tot ce văd. Și ca rezultate avem... Cum ne protejăm de intoxicațiile alimentare? Care sunt măsurile, principalele măsuri? Vreau să zic că... pentru ca să spunem la... profilaxia intoxicației alimentare, hai să spunem așa, trei rânduri speciale. Prima, să prevină contaminarea alimentelor cu microorganisme, asta e prima grupă. Asta eu să le extind. A doua, să prevină dezvoltarea și înmulțirea microorganismelor în alimente. Și a treia, să distrugă microorganisme în urma tratării termice și primirii a produselor alimentare. Asta că dacă este mai pe... lung așa, să spunem mai pe larg, nu mai, mai pe larg. Adică începând în special pentru copii, zic, prevenirea, adaptarea naturală a copiilor mici în termen cât mai îndelungat. Zic, este mama care este deja are imunitate în laptele care îl dă, zic, îl protejează copilul cât de cât. Plus de asta nu are contact cu alimentul din exterior. Adică imunizarea copilului contra infecțiilor rotavirale. De ce s-a pus respectivul rând? Că în ultimul timp, în Moldova, deja de vreo 5-6 ani se detestă intoxicații care au la bază rotavirusurile. Asta este un fel de virus care cam greu, mai ales în condițiile de laboratoare speciale din, hai să zicem, oraș, din urbi, vezi că îl depistează. E un cam complicat și de ce, dar este el foarte, hai să zicem, veninos, rotavirus, toată, provoacă respectivele. Și de atât este imunizare contra lor și de dori, este inclus la noi în planul nostru de imunizare și noi, zic, propunem, nu impunem, propunem pentru că vaccinezi copiii la rotavirusul respectiv. Zic, spălarea mâinilor cu săpun după viceu și înainte de masă, până la pregătirea bucatelor, să fie controlat numai decât lucrurile astea la copii. Zic, noi insistăm ca în instituțiile preuniversitare, la grădinițe, zic, obligatoriu, înainte de a surveni, toți copiii să-și anunț sub instrucție, sub supravegherea maturilor, să spele mâinile. Prin asta deja spune momentul ca să-i se lămărească. De ce speli tu mâinile? Nu de asta că vrea educatorul sau dirigentele, dar îi spune baza ca să știe pentru viitor în viață cum să se protejeze alimentarul. Spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor și legumilor ce se folosesc fără prelucrare termică. Elementar, zic că fructele care e cu nămol, cu glori, clar, măcar cât de cât se le speli. În primul rând nu sunt gustoase, dar în doilea rând nu-i sănătos. Excluderea din alimentația produselor alimentare ușor alterabile cu termen expirat. Adică tot stărim să prind lumea, să o învățăm, adică cât de cât unii merge ca să uite ce cu produsul respectiv, în special la toate carnea ca carne, dar farfurile toate astea, toate salamurile, toate care mai ales împachetate, nu le fie la oameni greu să tragă un ochiul să uite. Până când este asta, vreau zic, la toate să cer, dar la alimente în special. Și la alimente în special pentru copii. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor de bucătărie și inventarul folosit pentru prepararea bucatelor. Zic, e clar că aici toate e spus. Zic, plasarea separată, respectând principiul de vecinătate a produselor gata și materie prime în frigider. Zic, nu, zic, cartofii sau
vegetația să fie deasupra, bucatelor deja pregătite, bucatele să fie jos, ca să fie sus, că în momentul când se cer pentru tehnologie, să nimerească sol sau ceva în bucatele. Prevenirea pătrunderii în casă, mai ales în bucătăria muștilor, insectelor de bucătărie, șoarecilor. Ca să zic asta, poate de auzit la momentul dat și la diferite festivități, se interzice. Ca să zic că organizația în localurile unde lipsesc condiții elementare de igienă. Ca să zic, pentru spălarea mâinilor, pentru păstrare, pentru transportare. Ca să zic că folosirea asta noi cerim direct folosirea ouălor, în special de rață, neprelucrate, adică nespălate pentru ca să fie folosite în tehnologie, deoarece ouăle de pasăre putitoare, astea sunt ca, să zicem, o rezervă imensă pentru salmonele. Și vă zic că numai așa un pic de deranj în latul tehnologic de pregătire a diferitor, păi ele acolo își găsesc un loc unde se dezvolte și se mulțesc. Ales, astea sunt niște intoxicații cu o clinică grea, care necesită un tratament îndelungat. Folosirea ouălor, la pregătirea torturilor diferitor bucate a ouălor respective. Implicarea în procesul pregătirii bucatelor persoanelor cu febră, semne clinice de boli de rece și alte maladii infecțioase, cum am spus. Tot ca să n-aibă loc momentul de contaminare a materiei prin cât produselor finite. Domnul Grosu, și la final vă rog mult trei sfaturi importante pe care le aveți dumneavoastră pentru privitorii noștri. Ce ar trebui să facă ca să prevină și să nu se infecteze de intoxicații alimentare? Zic că prima, să vadă ce mănâncă, în ce stare respectiv alimentul ori produs finit. Zic a doilea, să spele alimentar mâinile, adică igiena personală, respectarea strictă a igienii personale. Și a treia, zic că să nu permită ca alimente respective să fie contaminate.